Cred că putem începe deja. Bună ziua! Sunt Daniela Bodrog, vicepreședinte al Mișcării Populare Antimafie. Împreună cu colegii organizăm acest briefing de presă astăzi, din motivul că suntem în ultima săptămână a acestei campanii electorale și dorim să trasăm câteva elemente importante ale acestei campanii, spunându-vă, stimați concetățeni, că firul roșu al acestei campanii electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie este conspirația făcută de către Vlad Filat și Vlad Plahotniuc pentru organizarea acestei campanii electorale. O conspirație plăzmuită încă în vara acestui an, atunci când acești doi au planificat toate etapele campaniei electorale din acest an pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, astfel încât actori principali a acestei campanii să fie partidele mafiei, partidele care s-au compromis pe parcursul anilor de guvernare prin actele antidemocratice de guvernare, prin furturile pe care le-au făcut fiind în funcții de stat și au organizat astfel această campanie încât să umbrească toate păcatele acestor partide și să-și crească electoratul în mod antidemocratic, cu derapaje grave de la normele democrației și de la prevederile codului electoral, care ar fi trebuit să se respecte întocmai de partide care se declară pro-europene și care spun că duc Republica Moldova pe calea integrării europene. Cetățenii Republicii Moldova au asistat la o campanie electorală insultătoare la adresa ființei umane. Această campanie a fost de fapt un spectacol, un spectacol al mafioților Plahotniuc și Filat. Acest joc electoral de cea mai joasă speță în ceea ce ține democrația într-un stat este unul totalmente anacronic unor reguli de joc democratice. Și acest plan a fost făcut de către Plahotniuc și Filat și trecut sub tăcere de către Mihai Ghimpu, tocmai din motivul că acesta este o persoană șantajabilă față de Plahotniuc, care l-a susținut în toate aranjamentele lui Ghimpu pe perioada președinției sale de interimat, atunci când și-a pus la cale toate businessurile personale de îmbogățire, tocmai acesta fiindu-i scopul adevărat cu care se acoperă prin declarații pro-europene, naționaliste și așa mai departe. Vreau să vă amintesc, stimați concetățeni și reprezentanții ai mass media, că această campanie electorală de fapt a început încă în luna septembrie, atunci, în primele zile ale lunii septembrie, când Partidul Democrat a inițiat o campanie de alegeri interne, făcând referință în mod perfid la astfel de practici care au loc în unele state ale Uniunii Europene și în SUA. Această referire perfidă a fost făcută tocmai pentru a manipula opinia publică. În acea campanie electorală, campanie internă a PD-ului, au fost folosite cuvinte cheie din mesajele electorale ulterioare ale PD-ului, au fost folosite afișe stradale, spoturi televizate în care, iarăși, au fost folosite simboluri care ulterior apar în campania electorală și așa mai departe. Totul a fost organizat pentru a trage de urechi Partidul Democrat în această campanie electorală, partid care s-a compromis încă în 2010, atunci când pe listele acestuia, pe locul 2, a venit partenerul de relații mafiote al lui Voronin, Vlad Plahotniuc.
Acea campanie a PD-ului a fost pe larg răspândită de televiziunile acestuia. Acea campanie nu a fost, nu a avut nicio critică din partea Partidului Liberal Democrat sau a Partidului Liberal pentru faptul că a fost începută înainte de campania electorală și pentru faptul că resursele financiare folosite în acea campanie ulterior au fost parte din campania oficială propriu-zisă pentru alegerile parlamentare. Vlad Filat și Mihai Ghimpu au cedat în fața mafiei, Filat devenind partenerul strâns legat de Plahotniuc în toate aceste planuri, iar Ghimpul cel care rabdă toate acestea din motivul că nu este liber să spună adevărul, fiind o persoană șantajabilă, așa cum v-am spus. Și acești lideri de partide pro-europene nu s-au preocupat de electoratul lor pro-european, ci s-au preocupat de creșterea electoratului pentru Partidul Democrat. În acest sens, țin să vă amintesc încă un lucru. Modul în care aceste partide și succesiunea în care aceste partide au dat startul campaniilor lor electorale deja în mod oficial. Primul care a dat startul campaniei electorale nu a fost nimeni altul decât Partidul Democrat, pe data de 5 octombrie. Urmat de cine credeți? De partenerul mafiotului Plahotniuc, Vlad Filat, pe nume Vlad Filat, care a dat startul campaniei pe 12 octombrie. Urmat de partidul său satelit, care vine cu un mesaj antioligarhic, cu scopul de a dispersa voturile Mișcării Populare Antimafie, a dat startul campaniei sale cu o săptămână mai târziu, pe 19 octombrie. Ulterior, abia pe 26 octombrie, face același lucru Partidul Liberal. Cum credeți, stimați concetățeni, este o întâmplare acest lucru? Este o întâmplare această succesiune a zilelor în care au fost date starturile pentru campania electorală ale acestor partide? Nu este asta o dovadă că acțiunile lor au fost concertate anume în folosul lui Vlad Plahotniuc, mafiotului Vlad Plahotniuc? Și țin să vă amintesc încă un lucru, stimați concetățeni. Dorin Chirtoacă, cel care ar fi trebuit în această campanie electorală, da, dacă ei spun că există pericolul forțelor estice și așa, proestice și așa mai departe, Dorin Chirtoacă ar fi trebuit în mod normal să fie motorul acestei campanii electorale a Partidului Liberal. Ce s-a întâmplat? Dorin Chirtoacă imediat se retrage de pe liste pentru o perioadă anumită și reapare abia la sfârșitul campaniei electorale. Tocmai pentru a da libertate Partidului Democrat să-și facă o imagine europeană, o imagine a unui partid care este pe lângă cercurile, pe lângă ceea ce ține de europenism și așa mai departe. Acest lucru a fost făcut prin invitarea anumitor vedete din România, vă amintesc, la concertele lor luxoase, la campaniile lor sociale organizate de Edelweiss-ul lui Plahotniuc, creând impresia că acest partid este unul pro-european, este unul ce are legătură cu altă lume, cu lumea cea civilizată. Și Partidul Liberal a suportat această umilință, a suportat această marginalizare tocmai din motivul că este un partid slab, un partid vândut mafiei, liderul căruia a venit în politică pentru a se îmbogăți. Iar Dorin Chirtoacă a dat dovadă de un om slab, de un om care nu știe pe ce lume se află și ce are de făcut în politică. Nu mai vorbesc despre neregulile de la primărie și așa mai departe. Așadar, la acest scenariu a lui Vlad Filat și Vlad Plahotniuc au participat și instituțiile de stat. Așa că Consiliul Coordonator al Audiovizualului,
Comisia Electorală Centrală și sistemul de justiție. Vă amintesc că, dacă urmăriți atent modul în care s-au comportat aceste instituții, și o să vă aduc exemple mai târziu, hotărârile lor au fost strâns legate de agenda și de acțiunile Partidului Democrat și Partidului Liberal Democrat. Declarațiile televiziunilor cu referire la politica editorială de reflectare a campaniei electorale au fost coordonate de același staff electoral al lui Filat și Plahotniuc. Au avut același scop de a nu produce o confruntare în spațiul public, de a nu organiza o dezbatere democratică reală în care cetățenii să vadă confruntări dintre lideri de partide și nu șestiori, ci de ale lor, deci de lideri de partide, așa zici lideri, și cetățeanul să-și poată face în mod liber, fără manipulări și așa mai departe, o concluzie asupra candidaților în această campanie electorală. Mai mult decât atât, ei și-au creat partiduțe, gen care luptă cu oligarhia sau care îi bat pe toți pentru a dispersa voturile Mișcării Populare Antimafie, fiind conștienți de realitățile din societate, de reacțiile oamenilor, atât față de actuala guvernare, cât și de precedenta comunistă, care nu mai reprezintă o alternativă pentru cetățeni, pentru că au realizat și în această campanie că sunt o apă și un pământ. Vedeți că și Voronin tace. Iată, astăzi, când i-a permis Plahotniuc, Voronin o să apară la Publica, la o emisiune de dezbatere, la sfârșit de campanie. Deci, sunt o apă și un pământ, așa cum sunt în actul conducerii acestei țări, la fel o fac și în timpul campaniei electorale. Hotărârile CEC au favorizat Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat atunci când noi am făcut acel afront public, mergând prin localitățile Republicii Moldova la concertele de lux ale PD-ului. Atunci când CEC-ul ne-a interzis să mai facem acest lucru, o acțiune democratică atunci când orice concurent electoral este liber să-și exprime părerea în orice loc, la orice timp, electoratul lui. Atunci când am spus cetățenilor că acele concerte sunt organizate din bani furați de la cetățeni, din bani furați de Plahotniuc și de Filat. Sistemul judecătoresc. La prima etapă, Curtea de Apel a dat dreptate Mișcării Populare Antimafie și a calificat drept ilegală hotărârea CEC-ului, însă ulterior, la Curtea Supremă de Justiție s-au îndeplinit doleanțele mafioților, pentru că aceștia au realizat foarte clar că dacă rămâne această hotărâre a Curții de Apel în vigoare, atunci această campanie este compromisă totalmente în frunte cu președintele CEC-ului, care trebuia să fie demis pentru astfel de hotărâre a CEC-ului. Plafonul de cheltuieli, iarăși, a fost ridicat tocmai pentru a favoriza partidele mafiote care au bani în țara asta în urma furturilor pe care le-au făcut. Cele mai mari cheltuieli le au Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, care se ridică la aproape 30 milioane de lei. Spuneți-mi, vă rog, nu este acesta încă un argument a planurilor lui Filat și Plahotniuc făcut încă din această vară? PD și PLDM și PL nu și-au măsurat forțele politice în această campanie electorală. Nu și-au măsurat forțele nici cu comuniștii sau socialiștii sau usatiștii, care sunt, ăștia doi ultimii, sunt sub oblăjduirea lui Putin și a Moscovei. Nu și-au măsurat puterile cu ei, ci i-au folosit pentru scenariile lor, pentru manipularea lor electorală, punând cetățenii pe baricade false de luptă dintre vest și est.
Nu mai există o astfel de luptă. Republica Moldova este în Europa, este stat european. Acordul de asociere a pus punct acestei căi, a dat startul acestei căi. Și nu datorită actualei guvernări, ci războiului dus de Ucraina. Partenerii europeni au luat decizia de a semna timpuriu acordul de asociere, făcând o ofertă cetățenilor Republicii Moldova, salvându-i de agresiunea Rusiei, și nu a fost un merit al actualei guvernări, care, după ce a profitat de voturile cetățenilor din 2009 și 2010, acum profită și de acest gest civilizat al Uniunii Europene și îl folosesc pentru a manipula cu cetățenii, prezentându-se ca ei fiind unicii acreditați din punctul lor de vedere să poarte un mesaj pro-european. Și încă un argument spre final vă aduc, apoi trecem la concluzii. Modul în care au apărut spoturile publicitare ale acestor partide și afișele electorale stradale. Observați, stimați concetățeni, reprezentanții ai mass media care sunteți, că aceste afișe au apărut în aceleași locuri, sub aceleași forme, aproape aceleași texte, și noi votăm pe LDM și noi votăm PD, și ele au fost atârnate de aceeași echipă. Se vede cu ochiul liber când mergi prin raioanele și satele Republicii Moldova. Spoturile publicitare, la fel, au apărut mai întâi ale PLDM-ului și PD-ului, urmat apoi de socialiști și la sfârșit de Partidul Liberal. Deci totul a fost făcut organizat pentru scopurile lor mafiote de a reveni la putere, de a-l trage pe Plahotniuc de urechi în Parlament, pentru că asta este unica lui speranță că scapă cumva de pedeapsa legii, că scapă cumva de pușcărie. În final, vreau să vă zic că în această campanie electorală nu a existat nicio intrigă politică, nu a existat o confruntare, așa cum v-am spus, cu excepția acțiunilor Mișcării Populare Antimafie, care ori de câte ori a fost posibil, i-am provocat cu concertele lor și așa mai departe. În această campanie electorală, noi Mișcarea Populară Antimafie, am fost cea mai stresantă parte a lor din toți concurenții electorali, pentru că deși ne-au ignorat la televiziuni, deși atunci când am participat la dezbateri, ei le-au transmis la 6 dimineață, sau vedeți și ProTV-ul când organizează dezbateri, la 18, la ora 18, când este cea mai mică audiență. Despre cine vorbesc toate aceste lucruri? A fost cea mai cinică campanie electorală și singura confruntare am făcut-o noi, Mișcarea Populară Antimafie, și așa cum ne-ați văzut în toți acești 4 ani de zile de luptă împotriva mafiei pentru realizarea idealului Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană, devenind un stat civilizat european și nu o bălărie a Uniunii Europene, așa o să ne vedeți și în următorul Parlament. Fiți siguri că Mișcarea Populară Antimafie trece în Parlament. Ăștia au la dispoziția lor tot ce vreți, instituții de stat, bani, televiziuni, așa cum a avut-o și Ponta, însă o să aibă tot soarta lui Ponta și o să vedeți ce surprize o să aducă această campanie electorală. Nu are Usatăi, Dodonii și așa mai departe nicio șansă să treacă pragul acest electoral. Aceste sondaje ale lor pe care le-au folosit Filat și Plahotniuc sunt tocmai pentru a induce electoratul lor în eroare și a crea impresia că pericolul vine de la aceștia care, stimați concetățeni,
În mod normal, atât Dodon și cât Usatăi cu ei trebuia să vorbească, în afară de faptul că e vorba și de Filat și de Plahotniuc și Voronin, procurorii trebuiau să vorbească cu ei și nu ei să devină acum actori politici în bătălia lor geopolitică falsă pe care o creează în societate. Și în final, noi, Mișcarea Populară Antimafie, în această săptămână ne-am propus să facem conferințe în fiecare zi pentru a sta de veghe în ultimul ceas electoral la toate mizeriile pe care le fac aceștia în ultima săptămână a acestei campanii electorale. Și dacă aveți întrebări, suntem la dispoziția dumneavoastră. Cum urmează pe o conferință să stați de veghe? Veți informa... Pentru a informa opinia publică asupra derapajelor acestor partide și de a aduce adevărul cetățenilor, pentru că astfel se face o alegere corectă și într-un stat democrat. Mass media trebuie să fie un arbitru într-o campanie electorală care prezintă în mod obiectiv informația, fără a face partizanat politic pentru un partid sau altul. Din păcate, noi, Mișcarea Populară Antimafie, în aceste condiții în care mass media nu-și face treaba, suntem impuși să ne asumăm și acest rol în ultima săptămână. Apropo, noi săptămâna trecută ne-am adresat societății civile să organizeze o platformă publică de dezbateri la care să participe lideri de partide, la care să vină Plahotniuc, Filat, Voronin și așa mai departe, să se confrunte cu liderul Mișcării Populare, domnul Sergiu Mocanu, pentru ca cetățenii să poată vedea o confruntare reală a acestei campanii electorale și nu scenariile lui Plahotniuc și lui Filat. Să vedem ce va urma, deși avem speranțe foarte mici că acest lucru se va întâmpla. Dar a fost de datoria noastră să venim cu un astfel de apel. Vă mulțumim, o zi bună!